În lipsa apei calde, bucureștenii sunt nevoiți să-și cumpere un kit de încălzire. Așa se face că vânzările de oale și ligiane au explodat în ultima săptămână. În magazine și piețe, cele mai încăpătoare vase se vând ca pâinea caldă, iar cu aproximativ 150 de lei, oamenii ating luxul de a se spăla cu apă caldă. E trichinia să te spui. Ne ajunge sau să luăm mai mare? Să luăm mai mare, uite așa. După două săptămâni în care la robinete a curs doar apă rece, acest bărbat împreună cu fiica sa au plecat în căutarea unui kit de apă caldă, mai exact o oală încăpătoare și un ligian pe măsură. Aia mare, mare și mai mare, ca să intru cu totul în ea. Nici nu vreau să mai vorbesc, de două săptămâni încălzesc apă pe aragaz, ca la țară. Amintiri din copilărie. În piața Obor din capitală e mai mare forfotă la tarabele cu oale decât la cele cu fructe. Oamenii caută vase cât mai mari, care să împuțineze drumurile de la aragaz la baie. Cea mai mare, găleata, ce mai puneți de oală? Păi, cât să fie mai mare. Cel puțin 20-30 kg. Vânzările au crescut cu aproximativ 50% față de săptămâna trecută, spun comercianții. Pentru o oală de 30 de litri se plătește chiar și câteva sute de lei. După ce au cumpărat oala, următoarea oprire este la taraba cu ligiane. Îmi dați unul verde, vă rog, da? Și aici, vânzările au explodat în ultimele zile. Comercianții spun că au vândut de două ori mai mult decât într-o săptămână obișnuită, iar trendul este exact ca cel în cazul oalelor. Copaia trebuie să fie cât mai mare. Când se oprește apa la bloc, ia cădiță! Pentru cada de la bloc, își cumpără o cădiță să facă baie în lipsă de apă caldă de la robinet. Încălzește pe aragaz și face baie la cădiță. Am ajuns la timpurile de odinioară. Asta e ultima pe care o mai aveți? Da. Se caută foarte, foarte mult. Pentru cel mai mare ligian, oamenii plătesc aproximativ 25 de lei. Dacă nu v-ați cumpărat încă un kit de apă caldă, ar fi cazul să o faceți. Directorul Termoenergetica ne anunță că ne așteaptă alte zile în care va trebui să încălzim apa la aragaz. Vara, din păcate, sunt anumite zone care pentru unii 3 zile, unii o săptămână, unii 2 săptămâni, unii din păcate și 3 săptămâni, nu pot beneficia de apă caldă pentru că sunt lucrări care afectează aceste zone. Acum dimineața am încercat, curge puțin caldă. Nu știu dacă e normal. Suntem într-o lume nouă, adică nu mai suntem și pe vremea lui Ceaușescu parcă erau alte condiții. Aproximativ 1000 de blocuri din capitală nu au apă caldă în acest moment. Ofertele de cazare promovate cu cheia în mână pe marginea drumului pot însemna o vacanță ratată. Mulți dintre cei care scot la bătaie camere în tot felul de vile de pe litoral nu oferă bon fiscal, iar condițiile lasă de dorit. Totuși, chiar și baia la comun nu-i sperie pe turiștii care vânează cel mai mic preț. Urmează un material filmat și cu o cameră ascunsă. Costineștiul a devenit cea mai aglomerată stațiune de pe litoralul românesc. Aici, așa numitul turism la cheie funcționează de minune, în timp ce mulți hotelieri se plâng pentru că duc lipsă de turiști, cei care își așteaptă clienții pe marginea drumului nu au probleme cu încasările. Am cu baia pe acolo la 120 de lei. Și suntem doar noi, nu? Sau e vilă cu mai multe camere, adică mai vin și o baie la comun. Este la comun. Baia la comun nu este o problemă în condițiile în care vila nu e clasificată în vreun fel. Vrei mai ieftin? Atunci accepti ce ți se oferă. Iată regulile nescrise ale ofertelor la cheie pe marginea drumului. Camerele sunt mai mereu ocupate. De exemplu, încercăm să închiriem pentru o perioadă mai lungă. Nu se poate pentru că weekendurile sunt deja pline. La ce distanță e de plajă? Cred că sunt vreo 300 de metri. Doar pentru 3 zile aveți? Da. Aveți ocupat în weekend? Poftiți? Aveți ocupat în weekend? Da. Din păcate, astfel de experiențe se pot transforma ușor într-un coșmar. Unii turiști au simțit asta pe pielea lor. Anul trecut am dormit pe jos. Ce? Cum ai? Aveam un pat dublu și un pat doar pentru o persoană și noi cum suntem trei copii și doi adulți, eu am preferat să dorm jos. Când am ajuns acolo, era altceva ce am văzut noi pe internet. Prețul cât? Care a fost? 230. Și nici aer condiționat nu am avut.
Comisaria NPC transmit că eventualele reclamații legate de astfel de cazări nu pot fi soluționate câtă vreme turiștii nu prezintă un bon sau o factură pentru perioada petrecută acolo. Am putea fi serviți la restaurante de tot mai mulți străini, nu o spunem noi, ci statisticile care arată că numărul muncitorilor asiatici s-a dublat în ultima perioadă. Criza forței de muncă din ultimii ani a făcut pe angajatorii români să găsească soluții pentru a acoperi golul lăsat pe piața muncii de conaționali. Se pare că tinerii români nu mai sunt atrași de meseriile din domeniul Horeca, iar pretențiile lor sunt exagerate. Am lucrat în Horeca când eram... acum câțiva ani, dar a fost foarte greu, foarte obositor, nu era pentru mine. Sunt cuvintele pe care majoritatea tinerilor le gândesc despre domeniul Horeca, iar problema forței de muncă a devenit cea mai arzătoare provocare cu care se confruntă angajatorii din această industrie în ultima perioadă. Mulți dintre salariați au migrat către alte domenii în perioada pandemiei, iar acum tinerii care se prezintă la interviuri au prea multe pretenții. Tinerii vor să intre în domeniu, dar ei vor pe poziții superioare, pe salariu bun și dacă se poate cu un program cumva echivalent cu cele din zona corporate. Din cei 5 angajați străini pe care îi are, o parte interacționează deja cu clienții în restaurant, ceilalți sunt angajați în bucătărie. Partea bună este că, deși provin din țări exotice, sunt dispuși să învețe limba română. De fapt, cei mai mulți dintre ei știu să întâmpine clienții restaurantului adresându-le câteva vorbe în română. Gata, comandă! Masa 15. Shepa este un tânăr de 28 de ani din Nepal și este ajutor de bucătar într-un restaurant de lux din capitală. A venit în România cu gândul să lucreze câteva luni, însă a găsit o adevărată familie în țara noastră și este încântat de oamenii cu care a intrat în contact până acum. Eu sunt Dandy Shepa, a venit aici acum la 4 ani și îmi place România. E foarte frumos. Tot aici lucrează un alt nepalez pe nume Shuring, un tânăr care, din vânzător de mandarine, a devenit în România printre cei mai pricepuți în bucătărie. Lunar, o parte din banii pe care îi câștigă, îi trimite mai departe familiei care a rămas acasă. Și nu este singurul care procedează așa. I sending money and my family its career. It's my son, my daughter to school, to my I talk to every day. Telephone, mobile, is how are you? I say. He say, okay, I'm good. Numărul angajaților străini din România s-a dublat în ultima perioadă. Patronii apelează de obicei la firmele de recrutare care se ocupă de trierea personalului. Noi lucrăm de foarte mulți ani cu Filipine și Indonezia, mai aducem personal din Sri Lanka, Nepal, Bangladesh și mai nou cu Pakistan. Industria Horeca aducem bucătar, ajutor bucătar, ospătar. De regulă cere crește foarte mult înainte de sezonul estival, deci recrutarea începe undeva în ianuarie. Pe de altă parte, specialiștii spun că și profilul angajatorului este cu totul altul. Tinerii își doresc acum să aibă mai multă flexibilitate. Locurile de muncă care sunt 100% de acasă atrag cam de 2 ori mai multe aplicări decât un loc de muncă, să zicem așa, tradițional. Datele arată că forța de muncă din România ar putea deveni majoritar străină. Cărucioare care se mișcă singure și care îi leagănă pe bebeluși până adorm, dar și scaune pentru copii dotate cu airbag. Acestea sunt noile apariții pe piață care fac furori în rândul părinților și care sunt menite să le ușureze viața. Vorbim de siguranță sporită, dar și de prețuri pe măsură. Uite așa. Cu un deget. Și suntem pe piatră cubică. E mai degrabă o problemă de direcție. Cu un deget e mai greu să-l manevrezi, dar dacă ții toată mâna, iată. Dacă acest căruț te simte că ai luat mâna de pe șasiu, de pe mâner, hop, iată-l. S-a oprit și te așteaptă. Asta înseamnă că tu te-ai îndepărtat de copil. Așa arată căruciorul care merge singur, controlat cu doar un deget. Viteza este setată dintr-o aplicație, așadar mămicile care vor să-și plimbe copilul fără efort o pot face de acum liniștite. Aceste accesorii ale viitorului sunt extrem de vânate de tinerele mame. Renata, de exemplu, este hotărâtă să cumpere căruciorul electric. În primul rând, pentru că este foarte ușor de utilizat, e foarte intuitiv, poți să-l pliezi foarte ușor, mămicile n-au categoric probleme în sensul ăsta și este și foarte unisex în ideea în care noi am ales fix șasiul de aici cu landou negru și arată superb.
Accesoriile moderne pot fi controlate cu ușurință de pe telefon. Vedem când vin tătici aici, le place foarte mult cât de tehnologic poate să fie produsul, dacă se uită foarte mult la funcționalitățile lui. Mămicile, într-adevăr, și ele, dar se uită și pe partea de fashion, să arate și ele cât mai frumos cu căruciorul. Iar când vine vorba despre siguranța copilului în mașină, părinții pot alege scaunul cu airbag pentru bebeluș. Cel mai sigur scaun auto în momentul actual va merge doar cu fața către sensul de mers, iar aici, în interiorul acestei pernuțe, avem un airbag. Cât despre pătuți, acum există și cele care se modifică în funcție de vârstă. Spre exemplu, aceasta este poziția pe care o vom folosi circa 3 luni, după care vom putea trece în alte etape, până chiar și la un 12 ani, de exemplu, dacă vreau să-l utilizez. Iar pentru părinții pasionați de sport, magazinele le pun la dispoziție și cărucioare care le mențin condiția fizică. Acest cărucior este potrivit pentru părinții care nu vor să renunțe la orele de alergat prin parc. Are un sistem de siguranță foarte bine pus la punct, iar în acest fel copiii pot însoți la alergat. Prețul de achiziție pentru un astfel de cărucior pleacă de la suma de 2700 de lei. Accesoriile ultramoderne nu sunt însă pentru toate buzunarele. Acestea pot depăși 10.000 de lei. În timp ce seceta a distrus majoritatea culturilor din țară, comunitatea slovacă din Bihor a transformat secerișul într-o sărbătoare arhaică. Bucuroși că pământul a dat roade bogate, etnicii au cântat de bucurie în timp ce au recoltat secara cu unelte vechi de un secol. Harnicii slovaci din Bihor se trezesc cu noaptea în cap și încep munca pe răcoare imediat după ce se crapă de ziua. Obiceiul secerișului vechi de peste 100 de ani este un ritual respectat cu sfințenie de etnici. Prima oară bărbații ascut bine uneltele din fier plăsmuite odinioară de bunicilor. Femeile, în schimb, împodobesc vechea batoză tradițională cu flori de câmp pentru ca recolta să fie înfloritoare la propriu. Împodobim batoza pentru că ne pregătim să treierăm. Batoza se împodobește cu toate feluri de flori care se găsesc și de câmp și de grădină, pentru că este o mare bucurie că am ajuns aici și ne-a dat Dumnezeu grâu. În urmă cu 35-40 de ani am lucrat la așa ceva, coste am crescut, coste astea ne-au fost. Serviciu. Suntem în cătunul Huta, răsfirat pe culmea muntelui Șes. Dealurile din zona au fost mereu bogate în roadele pământului. De aceea, etnicii și-au întemeiat comunitatea pe aceste meleaguri în urmă cu aproape două secole. Înainte să se apuce de treabă, slovacii se roagă pentru binecuvântarea recoltei de secară și a pâinii. Apoi, gospodinele întind păturile pentru picnic, iar bărbații mănâncă pe săturată din bucate tradiționale ca să aibă putere de muncă. O să facem un tatăl nostru în limba slovacă. Așa a fost cândva. Așa era tradiția mai de mult, nu? Da, așa a fost tradiția. Pâinea de secară și cartoful sunt alimente de bază în gastronomia slovacă. Tocmai de aceea recolta e motiv de sărbătoare pentru întreaga comunitate. Cântă la lucru, ceea ce e frumos, cântecele le dau forță, le dau energie și se bucură de această pâine. Este o bucurie în sat. În comuna Șinteu din Bihor trăiește cea mai mare comunitate de slovaci din România, aproximativ 1200 de etnici. De la un teren cu bălării și o baltă plină de nămol, în care pe vremuri se scăldau doar bivolii, până la cea mai căutată stațiune balneară din Transilvania. Este povestea transformării băilor Figa, unde ajung acum turiștii din toată țara, atrași de condiții, dar și de prețurile accesibile. Stațiunea Băile Figa este plină ochi cât e vara de lungă. În aceste zile caniculare, oamenii se răcoresc în piscinele umplute cu apă dulce și apă sărată, se relaxează la umbră sau profită de terapiile naturale cu nămol și aerosoli salini. E fain. Lume faină, toate cele pace, e bine. Ce vă place cel mai mult aici? Mai povestești cu lumea, mai schimbi o opinie, una alta, liniște. Intrarea în complex costă doar 20 de lei în timpul săptămânii și 30 de lei în weekend. Prețurile sunt chiar ok, foarte acceptabile, chiar surprinzător de acceptabile.
Mie personal mi-am trecut așteptările. Turiștii care ne vizitează, în primul rând, vin la Bălăceală. Vin la distracție, vin să se simtă bine, să se relaxeze într-un mediu de poveste. Suntem înconjurați de pădure, mai suflă și vântul câteodată în zilele călduroase, cred că asta contează foarte mult. Pot găsi un mediu relaxant în care să-și petreacă vacanța, nu departe de casă. Indiferent că petrec doar o zi în stațiune sau un sejur de o săptămână, oamenii găsesc aici activități pentru toate vârstele. Super frumos, prețurile bune. Ne-am venit în Spania că am avut nuntă la Băiaș, am să profităm de ocazie, să vedem cum îi. Ne place. Face și puțină terapie. Da, da, da. Cum e nămolul de aici? Așteptăm să vedem ce efect are. Nămolul de figă este cunoscut pentru efectele benefice. După ce s-au uns bine, turiștii fac și salinoterapie. Ne uscăm, mai tragem și de aer sărat acolo și pe urmă ne spălăm aici. Asta e chiar sărat, că fundul e numai sare. Se simte ca betonul, dar e sare. Cum vă simțiți după? Foarte bine, foarte bine. Prima zi obosit. Că atunci ne tulbură un pic sângele și organismul. Dar a doua zi, treia zi, deja altfel ne simțim. Și cu somnul și cu totul. Ne ajută foarte mult. Zona de Aqualand este potrivită pentru cei mici, dar și pentru tinerii dornici de adrenalină. Principala atracție a parcului balnear este toboganul uriaș, care este de fapt și cel mai mare din țară. Acesta a fost construit la 18 metri înălțime și are o lungime de 140 de metri. E minunat, cel mai bun tobogan ever. Aveți nevoie de ceva curaj ca să... Nu. Nu. Îți luminiți, e frumos. Stațiunea este administrată de Primăria orașului Beclean. Cu ajutorul unor proiecte europene, complexul balnear s-a dezvoltat de la un an la altul. Ce se vede aici în spatele nostru, acum 12 ani, era practic un câmp gol, iar cu stațiunea turistică Băile Figa s-a transformat totul într-o stațiune turistică în adevăratul sens al cuvântului. Avem piscinele care se pot observa, zona de împachetări cu nămol. Credem că oferim condiții foarte bune pentru toți turiștii care ne vizitează. Primăria îi încurajează pe turiști să aleagă transportul ecologic spre stațiune. Aceștia au la dispoziție autobuze electrice care îi duc din oraș direct în stațiune, iar în curând vor putea fi închiriate și biciclete electrice. Dragostea te îndeamnă să faci lucruri nebănuite. Este și cazul unei femei din capitală care, din iubire pentru pisici, a renunțat la cariera de medic și s-a transformat în crescător. Nu a ales orice rasă, ci una specială, Maine Coon, care are cele mai mari exemplare din lume. Joacă răsfăți și mese îmbelșugate. Așa arată viața de pisică atunci când ai noroc să ai un stăpân precum Gina. Pentru femeie, blănoasele feline sunt exact ca și copiii ei. Felisa și pisicile sunt ceea ce pe mine m-au împlinit cu adevărat și m-au făcut fericită și mi-au dat seama că asta este ceea ce eu îmi doresc să fac în viață. Povestea ei începe în urmă cu 8 ani, când a constatat că facultatea la care s-a pregătit intens vreme îndelungată nu o face fericită. S-a îndrăgostit de un exemplar Maine Coon, iar lucrurile au evoluat rapid. De la o singură pisică, familia s-a mărit cu încă una și încă una. Bimba, Hopilina, la mami. Acum în casa Ginei sunt 40 de exemplare, iar femeia le iubește pe toate la fel. Încearcă să le acorde atenție în mod egal tuturor cât e ziua de lungă. Curtea răsună de numele jucăușelor patrupede. Dragostea mea e împărțită pentru toți. Nu pot spune că iubesc pe unul mai mult decât pe altul. Rasa Maine Coon este cunoscută ca fiind cea mai mare, dar și cea mai inteligentă rasă de pisici domestice din lume. Pisicile Ginei par să fie mai dresate decât un câine. Rasa este recunoscută pentru inteligența nativă, iar felinele femei nu fac excepție de la regulă. Gina le dă drumul la plimbare în pădurea de lângă casă, iar exemplarele știu foarte bine să asculte indicațiile stăpânei. Dacă deschid acea poartă și le spun hai, sunt după mine în pădure. Și se întorc până acum. Mergem, facem plimbări lungi în pădure, fără lese, exact așa cum îi vedeți. De aici și asemănarea cu cățelul. Puii de pisică sunt nedespărțiți de mama lor până în jurul vârstei de 3 luni. Ulterior, după ce sunt vaccinați, pot fi dați spre adopție. Însă Gina, exact ca o mamă, este foarte atentă la viitorii lor stăpâni. Ce fac pisicele lui mami? Jadi, avem bebeluși, mama? Coață mică, dă-i lui mami.
Dă-i lui mami undița. Pisicile din această rasă se mai numesc și uriașele blânde, iar asta pentru că sunt foarte prietenoase cu oamenii, în special cu copiii. De altfel, ultimele statistici spun că în aproape jumătate din totalul gospodăriilor din România există un animal de companie. Peste 4 milioane de români au un câine, iar alte 4 milioane au cel puțin o pisică. Doamnelor și domnilor, jurnalul se oprește aici. Cele mai importante informații ale zilei le găsiți pe site-ul nostru știrilecanalde.ro. Dacă aveți o știre pentru noi, așteptăm imaginile, pozele și informațiile pe numărul de WhatsApp 0753 123 133 sau ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Eu sunt Simona Pătruleasa, vă mulțumesc pentru atenție, ne revedem de la ora 18. O zi frumoasă vă doresc! La revedere! Astăzi, aversele însoțite de tunete și fulgere vor continua în cea mai mare parte a țării, iar regimul termic se va modifica drastic. Avem în vigoare două atenționări meteorologice, un cod galben de ploi și instabilitate valabil pentru cea mai mare parte a țării, exceptând zona de sud-vest, și un cod portocaliu de ploi abundente pentru mai multe județe din estul Moldovei, nordul Dobrogei și centrul țării. Vântul va bate cu putere, iar cantitățile de apă vor depăși local 40-60 de litri pe metru pătrat. Maximele zilei se vor situa între 21 și 31 de grade. La noapte, ploile continuă în cea mai mare parte a țării. De instabilitatea atmosferică scapă doar unele județe din sudul și vestul țării, iar minimele termice se vor menține mai scăzute decât până acum și se vor situa între 14 și 20 de grade. Haideți să vedem cum arată vremea în fiecare regiune a țării. În Muntenia, vremea schimbă foaia parcă dintr-o dată. Vom avea parte de ploi și vijelii, iar în termometre se vor înregistra 25 de grade la Târgoviște, 29 de grade la Slobozia. În Transilvania, temperaturile sunt departe de a fi specifice lunii lui cuptor. Ploi, tunete și fulgere vor apărea constant pe parcursul zilei. Cerul va avea înnorări și se vor înregistra doar 23 de grade la Brașov, 28 de grade la Alba Iulia. Și în Moldova avem ruperi de nori, dar se întrevede și soarele. Se vor înregistra 30 de grade la Galați, 23 de grade la Piatra Neamț. În vestul țării scăpăm de codul roșu și revenim la tradiționala instabilitate de vară, care poate apărea mai ales după amiaza și pe înserat. În termometre se vor înregistra 25 de grade la Oradea, 26 de grade la Reșița. Nu scăpăm de ploi nici în Oltenia, chiar dacă în termometre sunt valori ceva mai mari. Vor fi 30 de grade la Craiova, 29 la Slatina. În Dobrogea avem parte de ploi și descărcări electrice. În termometre se vor înregistra 29 de grade la Constanța, 30 de grade la Tulcea. În București luăm o pauză de la vremea călduroasă, deoarece meteorologii anunță ploi sporadice cu tunete și fulgere. Vor fi 31 de grade în termometre. La noapte continuă ploile și vom avea o minimă de 18 grade. Prima zi a săptămânii vine cu vreme mohorâtă. Temperaturile rămân relativ ridicate de până la 29 de grade Celsius. La munte avem vreme capricioasă. Cu precădere în masivele sudice și estice vor fi perioade cu înnorări accentuate, averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului și izolat grindină. Pe alocuri ploile vor avea și caracter torențial, iar cantitățile de apă vor depăși izolat chiar și 40-50 de litri pe metru pătrat. Pe litoralul Mării Negre vremea se va menține caldă, dar va deveni în general instabilă. Cerul va avea înnorări temporare după amiaza și noaptea, când trecător vor fi averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade la Eforie, 31 de grade la Mamaia. Temperatura apei mării va avea în medie 24 de grade.